Salutare, sunt Florin Arvunescu și bine ați revenit la mine în bucătărie. La un cotlet de mangaliță cu mere caramelizate și un piure de cartofi cu usturoi copt. Sună bine, nu? Toate ingredientele de care veți avea nevoie le veți găsi și în descrierea videoclipului. Chiar aici jos. Astea fiind spuse, eu zic să nu mă arde mai ora și să dăm drumul la treabă. Începem cu merele pentru că astea vor dura cel mai mult. Le-am curățat puțin mai devreme, am scăpat de cotor, au și oxidat o leacă, le tem pe jumătate, după care feriuțe, cam la jumătate de centimetru grosime maxim. Era să zic că nu contează firma, nu contează soiul, de care aveți și voi. 3-4 mere potrivite vor fi suficiente pentru 3 porții. Hai să terminăm și cu asta. Avem nevoie de un castron, punem frumos aici, ușurel. Venim cu merele tăiate, le aranjăm aici, le aranjăm, le aruncăm în castron. Gustăm. Îmi plouă în gură, nu de alta. Ce mere bune. După care le condimentăm cu puțină sare, nu multă, cât e de două ori cu astea 3 degete, gata, suficientă. Piper proaspăt râșnit, bineînțeles, se știe. Puțin și ăsta sau după gust. Zahăr brun, undeva la un 2 lingurițe, hai să zicem maxim 3, da, 1, 2, 3, ca să avem acolo ceva dulceag suficient, scăpăm de borcan, opa, așa, ca să nu îl sparg, și mai avem nevoie de o linguriță de amidon din porumb, o linguriță așa cu vârf. Ăsta ne va ajuta să obținem un sos cremos din zeama merelor. Gata, ia să amestecăm, o să am nevoie, iar mă vând ca un coi, pardon, n-ați auzit nimic, da. Să amestecăm ușurel, plimbăm bine toate bucățelele astea, feliuțele de măr prin castron, să aibă parte de amidon, de sare, de piper, de zahăr brun și dăm deoparte pentru 5-7 minute, până pregătim și restul ingredientelor, adică o ceapă roșie. Pe care o tăiem fâșii subțiri, prima dată pe jumătate, după care fâșiuțe potrivite, nici prea groase, ia și jumătatea asta, mai pe repede înainte. Avem nevoie de o tigaie, ușurel, o punem frumos aici la cins, pe plită, focul să fie undeva mediu spre mare, perfect. O stropim cu puțin ulei de măsline, nu mult, maxim o lingură, gata, suficient. Lăsăm să se încingă, eu știu, acolo maxim 30 de secunde, după care venim cu ceapa. O prăștiem și pe asta în tigaie, mai sunt două bucățele pe tocător, amestecăm, avem nevoie de o lingură de lemn. Nu o lăsăm foarte mult la călit, maxim un minut și jumătate, vrem doar să-l muiem puțin, după care venim frumos cu merele. Toate la grămadă și astea, în tigaie. În momentul acesta putem să mărim focul la maxim, deci avem nevoie de o flacără mai puternică și amestecăm ușurel. Le primăm pe aici prin tigaie, să le încorporăm bine cu ceapa, ușurel, ia uitați-vă ce frumusețe avem în tigaia asta. Venim și cu un cub de unt, de au nevoie, un cub așa mai măricel, uite, le tai în două pe ăsta, gata că e cam mare să se topească mai repede, ia o bucățică aici și o bucățică aici, mai amestecăm repejor cu lingura să se topească și untul. Aruncăm în tigaie și 2-3 crenguțe de cimbru pentru gust, cu parfum până la urmă. Gata, 1, 2, 3, 4, hai maxim 5, astea vor fi suficiente. Ăsta înapoi, amestecăm din nou, băgăm și cimbrul pe aici pe la fund să-și lase gust. Oprim focul, ușurel, transferăm într-o tavă, ia să o punem frumos aici, cu grijă, fără grabă, ușurel. Ia uitați-vă ce bine arată, mamă, cum lucesc bucățele astea de mere cu ceapa de la zahăr, de la amidon. Hai că prea multă vorbă la e. Așa, și dăm în cuptor la 180-190 de grade maxim pentru 20-25 de minute. Dar stați așa o leacă că în cuptor am usturoiul la copt. Să-l scot pe ăsta mai întâi de aici, fierbinte, și venim frumos cu tava. La revedere pentru 20 de minute minim. Usturoiul l-am condimentat cu sare și piper, l-am stropit cu puțin ulei de măsline, l-am înfoliat bine și l-am lăsat la copt undeva la 20 de minute, la 180 de grade, cam așa. Ia, avem nevoie de o farfurioară, să-l scoatem frumos aici, ia uitați-vă cât de ușor iese dacă e copt. Oho, mamă, și ce parfum avem aici,
Wow, cât de gustos este usturoiul copt. Iar abia mai pot să vorbesc. Îmi plouă în gură. Scăpăm de coajă și de folie, la revedere. Am pisat puțin mai devreme și cartofii cu puțin unt și lapte. Ia uitați-vă. Așa, venim acum în momentul acesta cu usturoiul copt. Cred că mai trebuia o leacă de usturoi. De căpățâna aia am zis că e suficientă, dar dar m-am cam răzgândit cu cartofii. Am pus puțin mai mulți. Bine, și voi puneți usturoi după gust. Oricum, o să fie cât de cât suficient. Acolo nu vrem să aibă piureul foarte, foarte mult gust de usturoi. O tent acolo, un miros mai degrabă și chiar a început să miroasă destul de bine. Wow, ia să și gust o leacă că nu mai pot. Chiar dacă a fost puțin usturoi, uite așa a făcut un oală. Pum, s-a împrăștiat o nebunie de piure. Mamă, foarte, foarte, foarte gustos. Așa, merele la cuptor, piureul l-am făcut, pireul l-am făcut, așa că să ne luăm frumos de cotlete. Ia uitați-vă la bucata asta de carne cum arată, cât de împănată este. Wow! Dacă vreți mai puteți scăpa de grăsimea asta de pe margini, dar nu vă sfătuiesc. Ia să le aranjăm frumos aici pe tocător, unul mai mare, unul mai mic. Nu cred că-s de la același porc. Bine, cum le-am găsit și eu să le cumpăr. Gata, un împrăștiat frumușel. Le mai aranjăm o leacă. Le condimentăm cu sare și piper. Prima dată sarea. Le împrăștiem așa și pe tocător. Adunăm noi după. Și piper, ăsta după gust. Împrăștiem și pe tocător. De colo, colo. Cam gata, suficient. Iuhu! Mamă, plimbăm așa cotletele pe tocător. Adunăm bine sarea și piperul. Nu lăsăm nimic în urmă. Ia, uitați-vă, cam asta. Fu. Iuhu! Mamă, cât de bine arată carnea asta. Wow, o să iasă o nebunie. Bine, ăsta e mai micuț așa, dar de ce să-i faci? Eu zic că o să fie foarte, foarte gustos. Ăsta mai măricel, o să vedem, le prăjim separat. Și dacă tot venim vorba de prăjit, punem o tigaie de fontă la încins. O stropim cu puțin ulei, nu mult. O jumătate de lingură, gata, suficient. Avem porcul destul de grăsuț, dar tot mai avem nevoie de o leacă de ulei. Să îl ajutăm să se prăjească bine. După care perpelim bine cotletele. Ia, ușurel s-a încins. Oho, perfect. Mamă, mamă, ce nebunie în tigaia asta. Prima dată astea mai măricele. 3 câte 3. Bine, astea 3 o să le fac după ce termin rețeta. Să le mănânc și eu mai proaspete, mai fierbinți. O să le lăsăm undeva la 4-5 minute pe o parte, 4-5 pe cealaltă parte. Ia uitați-vă la asta, mamă, cum arată, ce repede se rumenește. Păi, adevărul că îi prinde grăsime. Grăsime de mangaliță. Untură de mangaliță. Îi tigaia acum. O untură bună și sănătoasă. Bine, mâncată cu moderație. Ia uitați-vă la asta cum arată, încă puțin și îi cam gata. Ia să ne întoarcem. Uitați-vă aici în tigaie. Mamă, cum arată asta. Perfect rumeni, ce culoare frumoasă. Wow. Nu-i mai punem cimbru, usturoi sau alte condimente. Vreau să am gustul acela specific porcului de mangaliță în farfurie. Simplu, sare și piper, nimic mai mult. Le lăsăm puțin și pe partea cu grăsimea în jos. Bine, tot aici în grăsime. Wow. O nebunie, usturel, stai aici, nu fugi. Și ăsta o să le țin eu puțin așa cu cleștele. Nu vor să stea. Acum le cânt în strună, cum ar veni. Le țin isor. Eu zic că suficient. Hai să mai perpelim un pic. Gata. Oho, le lăsăm aici în mântură. Wow. Că nu mai știu, m-am pierdut. Oprim frumos focul. Ia, și le scoatem. Unde le scoatem? Cred că direct pe tocător aici. Le lăsăm să se odihnească puțin. Ia uitați-vă. Ce frumuseți avem aici. Wow. Ce carne. Fac pariu că se topește în gură. Ia să scap eu de tiga asta de fontă, că e cam grea și s-a cam înfierbântat. Ia să vedem ce fac merele. Oho, perfect, la fix am terminat. Ia uitați-vă aici. Da-da-da-dam, da-dam. Ce frumos au rumenit, ce frumos au caramelizat mai degrabă. Ia să vedem, hai scoatem unul aici să se răcească. Puțin. Avem și o leacă de sos, nu mult, seamănă mai mult a gem, dar vă dați seama că e concentrat. Ia, dăm și cu asta la o parte. Piureul, am mai gustat din el mai devreme. Deci, căpățâna de aia... Iar mă pierd.
căpățâna aia de usturoi a fost numai bine pentru 5-6 cartofi mai măricei. Nu trebuia mai mult neam. Are un gust demențial de usturoi cu dulceaga, așa un pic spre ars. O nebunie. Așa că hai să montez mai repede, fac puțină curățenie, caut o farfurie frumoasă și revin să gustăm. Asta cred că e perfectă, o așezăm frumos aici. Venim prima dată cu puțin piure, ia să vedem cum îl aranjăm aici. Mai amestecăm o leacă în el, s-a mai rece puțin, dar nu-i problemă. Într-o parte facem aici un maldăr mai măricel, uite că am dat și pe blat, uite și o bucățică de usturoi copt aici. Dom, ăsta e al meu. Parfum. Îi dăm o formă, îl întindem așa puțin. Dom, dom, și într-o parte și într-alta. Gata, suficient. Venim frumos cu două bucăți de cotlet. Ia să vedem cum îl aranjăm și pe ăsta. Uite, unul așa, unul așa. Mai într-o parte să se sprijine unul de altul. Ce drăguț, cât de bine arată. Ia să venim frumos și cu merele. Încă mama frige tava. Ușurel, să vedem cum putem lua. Iuhu. Punem așa pe lângă și pe cotlet cu zeamă. Prăștim în farfurie. Într-o parte. Cât de bine miros astea. Zici că am făcut plăcintă cu mere. Încă puțin aici între cotletul ăsta și piure. Am aici niște vlăstări de praz. O să le punem și pe astea într-o parte, ușurel. Ia să vedem un mijloc aici. Le mai întortochem, se mai desfac. De, n-avem ce să le facem. Niște vlăstări de floarea soarelui. Și astea sunt foarte, foarte simpatice. Ia uitați-vă cum schimbă farfuria culoarea asta verde. O nebunie. Wow. Și priviți ce farfurie frumoasă avem. Ia uitați-vă. Tădădădăm, tădăm. Dăm așa o tură cu ea. Colo-colo să se vadă bine pe toate părțile. Wow, hai că arată într-un mare, mare fel. Să gustăm și noi să vedem ce am făcut. O leacă de mere aici într-o parte, o lingură de piure cu usturoi, la fel aici, suficient, deocamdată suficient, mai am aici plongură, 3 bucăți. Ia, ce mai vreau să fac în gata cotletul? Ia uitați-vă la el, hai să tăiem așa pe lângă os. Wow, cât de fragedă este carnea, nu vă imaginați. Mamă, ia, dăm așa osul la o parte și uitați-vă cum arată în interior. Uhu, perfect, gătit. Mai dăm o feliuță, 2, 3, 4, wow. Uitați-vă cum, mamă, cât de suculent este. Uhu, o nebunie, și uitați-vă când trag. Deja se rupe. Așa ceva mai rar. Ia să iau și cu măr. Ăsta e important. Cât de bine merg împreună. Wow! Când puneți mâna pe niște cotlete de mangaliță, nu mai stați pe gânduri. Așa că, ce să mai încolo încoa? Sper să vă placă și vouă. Nu uitați să dați subscribe, share, like, activați clopoțelul acela pentru a fi la curent cu ce se întâmplă la mine în bucătărie. Cu bunătățurile astea, cu toate nebunile astea de preparate. Wow! Cum sclipește bucățica asta în lumina reflectoarelor. Wow! O adevărată vedetă. Carne. Mangalița. La revedere că am treabă. Am aici niște carne pe os. Nu vreau să las nimic în urmă.